am pornit camera acum. Acum vreau să o pornești și acum vreau să filmăm. Și vreau să-mi povestești acum cum ai făcut tu clipul acela. Farsa cu teleshopping-ul? Da, da. Mă trezeam la 5 dimineața și de obicei după emisiune și după ședința de redacție mergeam să dorm. După amiaza să-mi umplu orele pierdute de somn. Și am dat drumul la televizor înainte să adorm și am văzut teleshopping-ul și nu puteam să adorm de... Eram atât de enervat de felul în care vorbesc ăștia la teleshopping, încât... Atunci m-am îmbrăcat, m-am dus la radio. Acum m-am îmbrăcat, m-am dus la radio și am sunat la și am vorbit exact ca ei, exact ca ei, ca să vedem cum reacționează. Și știu că a prins foarte bine la vremea aia. Avusese câteva sute de mii de vizualizări, ascultări pe site-ul radioului. Încercăm să o refacem? Da, putem să-i facem un videoclip, dacă vrei. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Sandru, sunt de la... cu ce pot să vă ajut? Am sunat acum! Așa. Am sunat acum la numărul afișat pe ecran pentru că știu că aveți o super ofertă pentru mine. Care este? Ce vă interesează? Mă interesează, în primul rând, expresul... Aveți? Da. Este revoluționar. În fiecare zi mă uit ore întregi la televizor la ofertele dumneavoastră. Vrei să faceți o comandă? Expresul... Acum vreau să-l comand! Bună ziua. Bună ziua. Aveți ex... Da. Este revoluționar. Am sunat acum la numărul afișat pe ecran pentru că știu că îmi faceți o super ofertă. Care este? Dumneavoastră aveți chef de glume? Nu am chef de glume. Am sunat acum și acum vreau ex... Vă rog, nu mi-închideți! Am înțeles. De ce vorbiți așa? Pentru că sunt obsedat de teleshopping. Mă uit de dimineața până seara. Am înțeles. Înțeleg că aveți chef de glume. Nu am chef de glume. Sunt foarte serios. Lopețile obișnuite îmi dau multe bătăi de cap. Nu mi s-a întâmplat oare de atâtea ori să nu-mi dea bine zăpada, să nu pot transporta lopata în portbagaj? Ba da, dar care este soluția? Eu vă trez dumneavoastră o excelentă și v-aș ruga să... terminați cu glumele sau dacă nu aveți ce face și vă plictisiți, nu știu, faceți ceva mai interesant decât să faceți glumele la... Atunci știu ce fac. Îmi cumpăr acum loc. Perfect. Mergeți la magazin, o zi excelentă. Alo? Da. Bună ziua, am sunat acum la numărul afișat pe ecran. Pot primi trigaia astăzi? Două secunde. Mulțumesc. I-am dat deja. Alo? Nu mă mai dați de la unul la altul, eu vreau lopata! Alo? Ok. Vorbiți cu mine sau îmi voi face singur oferta? Să vă faceți singur oferta, la revedere. Bine, a fost o glumă!